Mii de credincioși au participat și anul acesta la hramul celei mai vechi vetre monahale din Moldova, Mănăstirea Neamț. În centrul evenimentelor organizate pentru această sărbătoare a fost Sfânta Liturghie din această dimineață. Slujba a fost oficiată pe un podium în curtea mănăstirii de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Înalt preasfințitul Părinte Teofan a săvârșit împreună cu preasfințitul Părinte Emilian Crișanul slujba de sfințire a apei în fața aghiazmatarului mănăstirii. În continuare, cei doi ierarhi au oficiat Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a fost irotonit un ierodiacon. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a subliniat că destinația omului este împărăția cerurilor. Înainte de înălțarea sa la cer, Domnul Hristos a rostit aceste cuvinte, că îi va îmbrăca pe oameni cu putere de sus, trimițându-le Duhul cel Sfânt. Ceea ce s-a întâmplat peste 10 zile, la cincizecime, și se petrece întotdeauna în momentul în care omul se roagă cu stăruință lui Dumnezeu și mai ales în timpul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. Destinația omului, iubiți credincioși, este împărăția cerurilor. Ce-i drept? Noi suntem păcătoși, suntem plini de fără de legi, nu am avea dreptul nici să privim spre înălțimea cerului, datorită prea multelor noastre păcate, de la vlădică până la opincă, cum spune poporul. În același timp însă, se cuvine ca întotdeauna să ne aducem aminte că suntem făptura lui Dumnezeu și destinați cerului. La finalul slujbei, cei doi ierarhi au săvârșit parastasul pentru eroii neamului. Actuala biserică a Mănăstirii Neamț cu hramul Înălțarea Domnului a fost ctitorită de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare la sfârșitul secolului al XV-lea.